să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Știrea anului, oameni buni? Nu aia cu manelistul care a fost acuzat că falsează și a ieșit un întreg scandal, nu. Deși e și acolo toată România de azi, doar că, na, astea sunt chestiuni care se discută la conservator, nu aici la... Așa, știți că noi suntem cu NATO, cu astea, da, ne cumpărăm toată ziua pușcoace, tancuri, rachete, nu facem exerciții, dar mai ales probleme, scoatem limba peste gard la ruși, noi avem scude, Scuze. O bază militară SUA NATO se află la Mihail Cogălnicianu, lângă Constanța. Știm cu toții unde. Soldați, avioane, lux, tot ce trebuie, tată. E, știrea anului e asta. Au furat combustibil în valoare de aproape 2 milioane de dolari de la baza militară din Mihail Cogălnicianu. Anunțul a fost făcut de procurorii DICOT, care au deschis o anchetă după ce Guvernul Statelor Unite ale Americii a făcut plângerea. În această dimineață, suspecții au fost ridicați demascați. Cât mă? 2 milioane de dolari? Deci nu e chiar o poveste treaba aia cu cât de proști sunt americanii, a? Practic, Guvernul Statelor Unite și-a dat seama că există o gaură imensă în bugetul apărării și a făcut plângere la DICOT în România, nu? Băi, hello! Băi, procurorilor, wow, be careful, băi, băi, e unii care ne fură combustibil, băi, be careful, da? Facem dracului, pana prostului în zbor, you know, be careful, wow. Acum, n-ar fi zis nimic, n-ar fi făcut plângere, dar e și gaura aia din Afganistan, așa că a început americanul să se uite la fiecare dolar. Fabulos! Interlopii noștri să fure timp de 4 ani dintr-o bază NATO de 2 milioane de dolari. Bă, nici nisip n-ar trebui să poți să iei, mă gândesc, dintr-o bază NATO. Ăștia scoteau motorină. Președintele Klaus Iohannis a descins ca în Top Gun la baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Ce vremuri, domn președinte! Anul 2017, mamă! Erau nenorociți ăia de la PSD la putere, deci vă pregăteați deja pentru al doilea mandat, da, erați toată ziua cu ciuma roșie, PSD! Pe val, nu vă detestau atunci decât pesediștii și oamenii răi. Acum vă urăsc din tot sufletul și cei pe care i-ați decorat. Deci, anchetatorii DICOT au stabilit că începând cu anul 2017 în România, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat, că de-aia îi zice grup, care timp de 4 ani ar fi sustras combustibil lichizi aparținând Guvernului Statelor Unite. 4 ani! 4! Deci nu că au tras la bidon într-o noapte doi boschetari să aibă dobere la pet. Nu, tată, 4 ani. Păi dacă vin rușii, îi batem cu interlopii mai degrabă. Mă gândesc, azi, când o fi citit Iohannis presa, cred că i-au sărit niște nituri, a? Toată ziua e cu securitatea în gură, cu pericolul geostrategic. Iar în acest timp, interlopii își fac de cap într-o bază militară aflată în grija lui, nu? România... Și asumă în continuare să fie un furnizor de securitate în regiune, un aliat predictibil și un pol de stabilitate la extremitatea estică a spațiului euroatlantic, care, din păcate, este supus provocărilor și amenințărilor. Bă, și chiar e supus amenințărilor, știe dânsul ce știe, nu e chiar guguștiuc. Haideți, vă rog, că... Adică se fură motorină de 2 milioane de dolari într-o țară, furnizor de securitate, nu? Plină de servicii secrete, de acum cu prim-ministru general, cu un președinte pasionat de praf de pușcă, vorba aia. Fabulos!
Cred că Putin își pune știrea asta în buclă și râde împreună cu tigrul lui de companie, da? În cinstea președintelui, piloții au organizat un exercițiu aerian și au prezentat o unitate de rachete Patriot americană. Sigur vor începe negocierile. A, ce frumos! Domnul Robo îmbrăcat de tăvăleală, da, alb imaculat, cum sunt îngerii la subțioară. Cum ar fi să înceapă interlopii să fure piese de la domn președinte? Da, să ne-l lase așa într-o rână la Cotroceni, într-o dimineață să-l găsim... O să auzim într-o zi că patru puștani care au plecat beți de la un majorat, mă rog, nu beți, sub influența băuturilor alcoolice de la un majorat, au intrat în baza NATO de la Deveselu, au bătut trupele americane și au luat scutul antirachetă pentru a trage cu el după vrăbii. Chiar, NATO, atenție la mine, idee. Interlopii au și trupe de recuperatori. Da, pentru o sumă ok, băieții merg în Afganistan și în 3 zile vă recuperează toate armele alea pe care vi le-au luat talibanii și câteva în plus dacă se enervează, da? Și încă ceva foarte tare tot de azi. Nu știu, ori fac eu de prea mult timp pe misiunea asta și am început să văd cum se repetă unele chestii, ori am luat o razna de tot. Ceea ce n-a în țara asta... Au fost semnate de către judecători 457 de adrese de percheziție, 357 de persoane sunt vizate, o paletă largă de infracțiuni, dintre cele mai grave. Acțiunile vizează traficul de minori, traficul de persoane, de migranți și de droguri, o mobilizare de forțe a poliției române și a DICOD. A, nici n-a dat cineva un telefon, băi, ia vedeți și voi cum faceți... 457 de adrese de percheziție? Haideți, mă, serios? Cum, în ce condiții cresc așa niște infracțiuni, niște grupuri infracționale, niște nenorociri într-o țară democratică, astfel încât la un moment dat autoritățile să emită 457 de mandate de percheziție într-o singură zi? Asta ar fi prima chestie. Apoi, cred că dacă m-aș plictisi foarte tare, aș căuta așa toate acțiunile mari, mari, făcute de parchetele astea ale noastre, în timp așa 10-20 de ani, și aș marca momentul în care s-au întâmplat ele. Că nu știu cum se face, dar exact când e treaba cu un guvern care vine acum și trebuie să fie așa o chestie pozitivă, că na, e Iureș cu fraierii din politică și... Trebuie nițel PR făcut autorităților, că, domne, își fac treaba, iată, au grijă de cetățeni, acum gata, s-a terminat cu, bam, sute de percheziții. Au loc 238 de percheziții simultane în 28 de județe, în care sunt căutați aproape 300 de suspecți. Peste 300 de percheziții au avut loc ieri în 29 de județe din țară în dosarul jocurilor de noroc. Polițiștii au ridicat sume impresionante, lingouri de aur și aparate neautorizate. Acum, nu știu, poate unde noi am crescut cu doamna Neti Sandu, cu horoscopul, să rămână doamnă, vedem așa legături acolo unde nu există. Să nu mă înțelegeți greșit, ar trebui făcute zilnic astfel de descinderi la ce e în țara asta... Doar că mai apoi se întâmplă ceva cu aproape toate aceste rețele unde se intervine în forță și cu scandal și presa care încă e presă mai scrie pe asemenea teme, da, urmărește subiectele. Se judecă unii 15 ani până se prescriu toate faptele, până nu se mai știe de la ce s-au luat, ca în mega dosarul Țăndărei, vă amintiți? Și constatăm că de fapt... Nu s-a întâmplat și nu se întâmplă nimic. Și iată, mi se spune în cască, wow, mai avem o știre a anului! Incredibil, doamnelor și domnilor! Vedeți ce face inflația? Ne-am vaccinat! Sigur, ne-am vaccinat, gata! Cu ce vaccin v-ați vaccinat? Nu dăm, sunt confidențiale. Toate datele sunt confidențiale. Și dumneavoastră v-ați vaccinat cu două doze sau una? Minune! Minune de trei ori minune! S-a cipat prefericitul! O fi apărut vreun vaccin de la Bentley?
că nu cred eu că a băgat sfinția sa poșircă de asta de 15 lei în... Aolo, sau s-o fi vaccinat la chiuvet? Ăsta la chivot? Nu vă spun nimic. Ok, boss, ok, doar nu suntem securitatea să ne dați nouă raportul. Mă rog, să trecem la ce s-a întâmplat azi în Parlament. Au fost niște audieri, mai mult o șezătoare PSD-ist, o penelistă, în care miniștrii ne-au confirmat ceea ce știam despre ei. Mediocritate pe linie. Uite așa. Da. Dar până acolo să nu uităm anumite lucruri care chipurile au fost stabilite în programul de guvernare. Dar m-au și program, te ustură chiloții. Pentru desființarea secției de investigație a magistraților există o asumare la nivelul coaliției, astfel încât până la 31 martie anul viitor să existe, să se pună în aplicare o inițiativă legislativă, astfel încât să se desființeze această secție și să se înființeze o nouă structură care să fie în măsură să preia și să lucreze dosarele care sunt deja în lucru. E? Cum adică? Desființează secția specială de anchetare a magistraților și fac o altă structură care să preia cazurile? Ce-i tâmpenia asta? Păi dacă faceți alta, de ce să nu o lăsați pe asta? Nu funcționează? Păi de ce nu o faceți să funcționeze? De fapt, întrebarea e asta. Instituția anumită SIJ funcționează sau nu? E periculoasă pentru statul de drept pentru că funcționează sau tocmai pentru că nu funcționează? Și o altă prostie cam de același nivel, așa. Pentru cei care lucrează în zona de IT, cercetare, inovare, digitalizare, și anume acea facilitate referitoare la neimpozitarea, va rămâne în continuare. Frumos, nu? În toată perioada așa ziselor negocieri, peneliștii ne-au rupt cu cota unică, să păstrăm cota unică. E, lăsând la o parte că această cotă unică pentru o țară ca România este o mare imbecilitate, o spun mari economiști ai lumii, nu eu, întreb. Mă, ce să păstrăm din moment ce cota asta unică nu există? Avem taxări de 5%, de 10%, de 16% și tot așa. Și tot ei se mândresc că păstrează o scutire de taxe pentru un domeniu. Cine să-i mai înțeleagă? Bine, ei nici nu citesc, nici nu știu nimic despre nimic. Vă dați seama că la ei în căpșor e ca într-un birt de la sătez la 3 dimineața sau ca la o orgie la care au descins jandarmi. Externul justiției trebuie să acționeze uneori cu delicatețea unui chirurg, alteori cu fermitatea unui combatant, de multe ori cu eloțință și rigoare logică a unui avocat, de cele mai multe ori cu diplomația unui ambasador al bunei voințe și, nu în ultimul rând, uneori cu mult umor. Fe aveți, mă, nebunilor, a venit cu servite omul. Cred că a recitat de dimineață în oglindă la baie. Cam dubioasă asta cu ministrul justiției care trebuie să aibă umor. De ce? În ce sens umor? Amuzant e că uitându-te la Predoiu, deși râzi că na, umorul e tot ce nu-ți vine în minte. Mai repede zici, cine mă, Predoiu? Zero realizări, nimic, zero barat, ca un politic, ca ministru, ca orice. Strategia europeană de la furcă, de la fermă, la furculiță, are o viziune care a născut foarte multe rumori. Totul răsare din pământ, dar tot în pământ ne întoarcem. Că omul cât trăiește, strânge, să se îmbogățească ar vrea. Pentru ce atâta trudă, moare și nimic nu ia. Moare și nu ia nimica, două scânduri și... Un cui? Nu? Ok. Scuze, ma... Domnul Chesnoiu, da, hotărât să ne bage în pământ. Pare ministrul înmormântărilor.
Dar nu, omul e pus pe agricultură, pe astea, și îmi place că vorbește așa în dodi, ca domnul Daia. Nu știi dacă îi sări de pe fix sau și-a făcut curaj înainte cu o cinzeacă. Așa sunt toți ăștia de la agricultură, ați observat? Delirează așa, i-a bătut soarele în cap pe o goare, cred că. Din informațiile pe care le am în acest moment, vorbim de posibilitatea de a da 7 km de autostradă în folosință pe tronsonul Târgu Mureș-Ungheni. Iată, oameni buni, competență cu C mare de la... Bă, uite aici performanță, tată, nici nu s-a pus bine pe scaun Nea Grindeanu, că 7 km de autostradă s-au terminat singuri. Da. La ora la care vorbim, că asta era la 11 dimineața, deci acum la 11 seara aproape, probabil că sunt gata vreo 150-200 de kilometri ca popa. Bravo, bravo, domnul Grindeanu. Sunt atâția oameni care spun că sunteți doar un miloc de ăsta habarnist care atârnă după niște, no, niște proști, domne. A, apropo. Da, am spus și o spun în continuare, este nevoie de o nouă lege a educației. Am spus că săptămâna viitoare vom constitui acest comitet prin decizia primului ministru pentru a se începe lucrul la o nouă lege a educației naționale. Ăsta l-a spus ca să mă enervez sau de ce? Tâmpea, nu mă, îi trebuie o nouă lege a educației. Copiază și tu, bre, de undeva. Vorbește cu plagiatorii lumea tale. Sigur au ceva prin sertare. Sau, a, păi n-ai, mă, România educată a lui Iohannis. Ia maculatura aia, e bună, păi da. Am văzut că testarea aia în școli începe nu știu când, în decembrie. Vorbim din septembrie despre ea. De fapt, ce septembrie? De prin aprilie, mă, li s-a uscat copiilor saliva în gură. Cecheați la ministrul dezvoltării, actual interimar al sănătății, care trece în CV la capitolul limbi cunoscute, limba maghiară ca limba maternă, româna nivel avansat și engleza nivel de bază. Ministru Otilo, oameni buni, știe română, nivel avansat. Bosule, nasol că umbli cu cine umbli prin guvernul ăsta, o să uiți tot ce știi, da, o să te strice golania de la agricultură, de la transporturi. Dar cel mai tare la tâmpenii scrise în CV e Florin Roman. Da, nici nu se putea altfel. Florin Roman spune așa, capacitate de analiză și sinteză, corectitudine în relațiile de muncă, asumarea responsabilității, dinamic, spontan. Capabil de program prelungit. Doamne, ce tâmpenii! Auzi, capabil la program prelungit? Ai aplicat cu CV-ul ăsta și la videochat, omule? Nu știu, am fost și eu pus în vreo două situații în care mi s-a cerut un CV și eram mult mai tânăr, plin de mine, așa, inconștient. E, sincer vă spun, mi-a fost rușine să scriu un CV, că sunt așa și pe dincolo. Adică orice bou, după cum putem constata, poate să scrie că are capacitate de analiză și sinteză. Dar ce înseamnă asta? Eu când văd asta într-un CV care mi se prezintă, îl arunc direct. Auzi la el, adept al prioritizării. Ce-o fi vrut să spună mintea lui aici? Altfel superb, cu spontan, dinamic, capacitate de analiză și sinteză, asta, tâmpenii, asta nu-mi iese din cap. Analiză, da, bosule, fă-ți niște analize amănunțite, trece-le acolo în CV, să ne lămurim și noi. Fă-ți și sinteze, orice ajută în cazul tău, ca să zic așa. Chiar, ce-o fi zis nașul, mă, când i-a văzut? E, care naș? Nașul coaliției, mă! Nașul mare, mă, ăsta normal! Ia uite-l ce fericit e! A făcut treabă, păi da, a măritat partidul. Poate să se ducă și el liniștit la casele lui. Mă bucur foarte mult că am ocazia... Acum, mă scuzați, nu știu dacă voi mai aveți puterea să vă distrați, dar mie îmi place cum au ajuns liberalii să prezinte coaliția asta cu PSD. Dom'le, deci avem și măsuri de dreapta, și de stânga, și de centru. E mult mai bine acum. Păi dacă rămâneam cu ea de la USR, aveam numai măsuri de dreapta, mă. Mai se săturau oamenii la un moment, dar numai de dreapta, numai de dreapta. Dar așa avem de toate pentru toți, mai variem, mai... Sunteți mai bine decât șaorma nebunilor. Prea erați extremiști, nu? Prea. Practic, peneliștii au fost orbi. Dar acum văd, au fost surzi, dar acum le-a revenit auzul.
Păi ce prostie e asta, domne, să ai doar măsuri de dreapta. Doamne, apără și păzești. Pune, domne, și dă stânga, și dă centru, dă sus, dă jos, dă nord-vest. Fă un platou așa, să fie pentru toată lumea, pentru toate gusturile, da? Doamna Turcan, nord-vestul. Unde e nord-vestul? Nord-vest. Fata, tati, deșteaptă, tati. Nord-est și de... Frumoasa, tati. Nord, da, mă rog. Ia uite cum dădea cu palmă, zici că făcea pase de alea energetice. Doamna Turcan, o să ne lipsiți, doamnă. Hai dacă tot să vă predau lecția asta de geografie, da? Deci luați harta, vă așezați în fața ei și avem nord, sud, est, vest, da? Crucea asta ortodoxă. O faceți și s-a rezolvat problema. Mă scuzați, revin. Cum să fii atât de tâmpit să insiști doar cu măsuri de dreapta, domne? Dreapta. Îi enervezi pe oameni. Dă-le mă de toate. Luați, tanti Rodica, gustați și puțin PSD. Vedeți că pișcă la limbă, da. Dați repede cu UDMR după. Ce indivizi jalnici avem în fața noastră. E desperiat, îți vine să fugi, să te ascunzi, să țap naiba o groapă în pădure, să stai acolo. Programul se bazează pe următoarele principii, și anume reziliență, stabilitate, transparență, echitate și eficiență. Nici nu vreau să-mi imaginez cum decurge o conversație între Ciucă și Iohannis. E mai multă acțiune dacă privești o vacă rumegând. Adun de 100 de cuvinte de la amândoi, cu toate pe care le știu, da. Eu mă întreb, oare domnul Ciucă vorbește? Că am impresia că dânsul doar dă din mandibula, așa, să pară că spune ceva, dar de fapt sunetele sunt scoase de un aparat, sunt înregistrate dinainte. Avem ca măsură prioritară legarea regiunilor istorice prin infrastructură rutieră și feroviară și în același timp conectarea la coridoarele paneuropene. Doamne, și ăsta la fel. Băi, dita mai generalul, te-ai aștepta să fie mai... Bă, din prima așa cu minciunile, direct, prioritatea noastră, conectarea României la coridoarele paneuropene, pe bune? Vouă nu vă iese conectarea la apă caldă, mă, nebunilor? Americanii au General Motors, uite că noi avem General Constructor. Facem aici o pauză, stați pe prima, revenim. Gata, haideți, am revenit. Bă, cred că au mai făcut băieții vreo 10 km de autostradă în pauza de publicitate, a? Păi aici rămăseserăm, nu? La promisiunile lui Nenea Militaru, care înseamnă mii de kilometri de cale ferată schimbată, de trenuri noi, mii de kilometri de autostradă. Noi n-avem așa ceva de la Daci încoace, iar generalul Ciucă spune că are el prioritate cu toate astea. Știu. L-ați auzit pe Ciucă și v-ați gândit imediat cum se construiau autostrăzile când s-a făcut USL-ul prima dată. Ministerul Marilor Proiecte, mai țineți minte? O începem și o terminăm. Când? Chit că mă mut pe ea. Mă mut cu cortul pe autostradă, pe Comarni și tot o termin. Dănuț Ciova, mă, dormea în cort pe autostradă. I-am crezut și pe ăștia, nu? Ce vorbești, mă? Nouă ne trebuie vreo 10 PNRR-uri de alea ca să ne conectăm la lume. 10 PNRR-uri, da. Ce-s multe? Haideți, bă, 5 să fură, 3 să pierd în prostie, mai rămân 2, deci... Pe bune, e enervantă prosteala asta continuă. Spune, mă, frate, bă, facem 300 de kilometri de drum dacă ne-a ajutat Dumnezeu. Nu, da, frate, cu paneuropeană, cu căi ferate. Căi ferate? Cred că generalul nu știe ce e aia cale ferată. Noi nu suntem în stare să schimbăm 10 metri de șină de tramvai în marile orașe. Auzi, bă, căi ferate. Na, așa, să vorbim vorbe, că reziliență, că transparență, că echitate. E, așa o să murim, oameni buni, cu ăștia vorbind tâmpenii la urechea noastră. Cu toții am fost de acord că asta este soluția. Dar, să știți că o treabă, cel puțin o treabă foarte, foarte importantă, a început. Da.
L-am auzit și pe domnul premier ăsta nou și dânsul a zis generalul, da, și el e pus pe treabă. Nu, nu, atenție, să nu facem vreo confuzie. Nu treaba cu chestii făcute în țară pentru noi, nu, nu. Treaba cu chestii făcute pentru ei și firmele lor de partid. Da, aia a început cu Angel Salini, ăla de pildă. Serios, deja se lucrează din plin acolo. În sensul că firmele de partid, pretenarii, au început deja să aspire bani. Iată. Ce vă spuneam, a început. A început. Păi nu, că ei când zic, mă, ei când zic că s-apucă de furat, apoi s-apucă, mă, nene. Pe scurt, firma ISCO Invest SRL din sectorul 5, fondată în aprilie acest an, a încheiat în octombrie și noiembrie 2021 40 de contracte de peste 420.000 de euro prin încredințare directă, normal, pentru consultanță cu primăriile din județul Giurgiu. 40 de contracte pentru consultanță, 420.000 de euro. Acuie firma a unui fost vicepreședinte PSD al Consiliului Județean Giurgiu. Ta-na-na-na-na. E ca școală, tati. E atât de simplu, se predă la grădinița de procurori. Și încă n-au început contractele alea grele, de meleoane, cu asfaltatorii, cu băieții de ștepți, din toate. Să vedem însă și ceva frumos de la PNL, să nu fie... Să nu se supere nimeni. Ia uite-l și pe ăsta. Fiul unui primar liberal, 170.000 de lei, 17 contracte în 7 zile. Da, ce coincidență, nu vi se pare? Adică toți sunt fie din partid, fie de pe lângă partid, rude, prieteni. Nu știu, întreb, un Salini ăsta pentru cetățeni normali există? Sau contracte de consultanță care să nu fie luate de partide există? Sigur că nu există. Că despre asta e puterea în România. Cum ne mufăm firmele la banul public. Să trecem serios la treabă, pentru că asta așteaptă cetățenii români de la noi. Stați liniștit, domnul Ciucă! El află ultimul, săracul lui, nu-i zic nimic și nici măcar n-a început oficial munca. Domnul Ciucă, băieții s-au apucat serios de treabă, da, mai serios decât vă puteți imagina dumneavoastră. Mai serios decât ne-am dori în cele mai negre vise ale noastre. Vom pune în aplicare Planul Național de Investiții Angel Salini. În momentul acesta, sigur, are o sumă alocată de aproximativ 50 de miliarde până în anul 2028. Doar până în acest moment, din discuțiile avute cu domnul ministrul Ceche, s-au depus proiecte de aproximativ 134 de miliarde. Păi nu lucrează ei, domnul militar, cum să nu muncească? N-aveți voi miliarde cât pot ei să lucrează? Țineți minte ce vă spun, vor apărea milionari și miliardari cu Angel Salini și cu PNRR-ul ăsta, toți de la partid. Ah, pe ăsta l-ați văzut azi la perchezițiile alea? Bă, ce poliția nu vezi! Cât de tare! Deci un suspect de trafic de persoane e ridicat de mascați și cheamă poliția. Așa vom fi noi cu furăciunile din Angel Salini. Bă, chemăm miliția! Noi suntem miliția, vor spune ei, și armata și prefectura și ce vreți voi. Noi vă furăm! Hai, strigați după ajutor! Strigați, că vă dăm amendă pentru tulburarea liniștii publice. Vremurile sunt tulburi. Hai, odată, mai repede, că târâie la după tine zici care e o tonă. Să fie bine și cu ăștia de la PSD, mă, că știi că ăștia mai măresc salariile, mai pun ceva la alocații acolo. Dar nu e vorba de bani aici, adică e vorba și de bani, dar nu de asta. Eu m-am săturat să trăiesc în țara asta, deci iarăși ne-au mințit a câta oară este când ne minte. Și ce crezi, mă, tu, că Germania o să ne ia de fraiere acolo? N-am mai fost, mă, ia. Poate pe tine, da? La ce față ai? Hai, mă, deci, e la fel peste tot, mă, înțeleg. Nu, eu acte la control, vă rog. Bună ziua, bună seara, să sărut mâna. Buletinul. Da, buletinul. Sunteți. Aici okay. Aveți și al meu, da. Și al soțului. Ok, da. Vă rog, buletin. Da? Ce în față? Scopul și durata călătoriei, dacă nu sunt indiscret. Da, da. Ce trebuie, domnule, acum să spunem unde mergem și de ce și ce facem? Nu. Întrebam și eu așa de... curiozitate. Plecăm din țară, acolo mergem, da, emigrăm. Că ne-am săturat de țara asta, unde ard spitale și politicienii își bat joc de noi. Nu se mai poate. Uitați-vă un pic. Vă știu.
Ați mai emigrat, nu? Da, domnule, am mai emigrat de 5 ori până acum. Dar ne-am întors mereu, domnule, după un an de zile. Păi da, pentru că am crezut că s-a rezolvat, că țara și-a revenit, dar nu. Numai, gata, deci de data asta vă zic că emigrăm de tot. Ne mai întoarcem abia în 2024. Hai. Stați puțin, că n-am înțeles. Deci voi ați emigrat, dar v-ați întors de atâtea ori? Păi da, pentru că mereu ne-au păcălit ăștia să venim înapoi în țară. Da. Ba că e o nouă clasă politică, ba că trebuie să-l dăm jos pe Dragnea, ba că se fac autostrăzi, ba că vine USR-ul. De fiecare dată ne-au momit cu ceva. Și noi am pus botul. Și noi vrei. Vorbește numele tău, da? Cum mă, n-ai stat mă și tu la coadă pentru Iohannis, că e neamț, că e serios, că despre ce vorbim acum despre Iohannis? Dar mai lasă-l și pe el. Știi cum e vorba aia? Despre muți numai de bine. Lasă că îl pomenim acum sughite la golf. Așa și? Da. Doamnă, eu vă înțeleg să știți că na, vreți să plecați, da? V-aș întreba noi, ceilalți, ce facem? Ce să faceți? Adică, așa... Întreb și eu, cu noi, cum rămâne? Că dacă plec și eu, de exemplu, cine mai controlează aici pașapoarte? Cine, hă? Mie, de exemplu, cine mi-l mai controlează? Ne luați cu întrebări de-astea filozofice? Cum? Nu, e o întrebare foarte concretă, vă rog eu frumos. Deci dacă pleacă toată lumea, cât mai mulți români, cine mai rămâne aici? Dar lasă că are cine să rămână. Cum? Cine? Vreți să vii în șir pe degete acum? Bine, rămâne PNL, PSD, UDMR, PMP, care, mă rog, fuzionează cu PNL-ul, să nu zic de neamurile ăstora. Și vreți să vă mai zic? Sunt destui. Da. Aveți dreptate. Acum nu m-am gândit așa. Auziți? Ce? Mi-a venit o idee. Cred că vreau și eu să vin cu dumneavoastră, ies acum din tură, mă luați și pe mine? Aveți acolo o cameră liberă, dorm pe canapea, nu e niciun fel de problemă. Găsim ceva, da. Da? Găsim? Da. Vă mulțumesc. Stați numai puțin. Da. Ce ai puțin? Cum să facem că... Ce? Păi, de ce? Nu putem să încălcăm legea. Ce? Nu putem, adică... Controlați-mi și mie actele. Adică să ies legal din țară. Da. Uitați, aici am cerțiul verde. Totul pare... Aici este, da, buletinul. Totul pare... E ok? Scopul și durata vizitei? Cum adică? Dacă nu sunt indiscret? Bună! Acum, revenind la noi, la populime, nasol cu banii, a? Și la voi? Da, și la noi suntem leșinați, nu încasăm, nu... Na, ca toată lumea care muncește cinstit, ce, peste tot e jale. Mă rog, nu chiar peste tot. Profitul total pentru 2021 în sectorul bancar va sări cel mai probabil de 8 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că va deveni cel mai mare câștig din ultimii 31 de ani. Mă, dar în halul ăsta de nesimțit sunteți. Sigur că trebuie să facă profit, domne. Nu intru în boala acestei lumi. Nu încep cu utopiile mele, nu. Doar că întreb așa. Nu e ciudat să ai cel mai de succes an tocmai în anul în care cetățenii o duc cel mai greu? Că na, asta ni se spune de 2 ani, nu? De când cu pandemia. Să strângem din curea, din pungă, din fund, din tot. Și de fapt, doar populimea suferă. La fel la bilanțurile privaților din sănătate. Mă pun pariu că i-au jupuit pe toți bolnavii care n-au mai putut să meargă la stat. Asta zic, vi se pare în regulă? Nu eram cu toții în treaba asta? Păi când fac reclame la TV și băncile și clinicile private, ce frumos! Ne prezintă câte o familie fericită, apropo de utopii, cu bunici, cu nepoți. Păi bă, băncile, alo, cămătarii legali, bunicii ne-au murit, mă, anul ăsta, iar nepoții sunt analfabeți în online. Da, mă scuzați, nu vreau să vă stric eu gustul șampaniei. Nu, sărbătoriți, cum să nu? Stava rângât. Ce ai zis, mă? Nu, nimic, dai, mai departe. Am tușit. Merge!
Românii se împrumută tot mai mult de la bănci, iar băncile câștigă din dobânzi, dobânzi care sunt printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Astfel se explică profitul excepțional în sectorul bancar. Valoarea totală a creditelor acordate populației a fost în septembrie în valoare de 160 de miliarde de lei, arată datele BNR. E, vedeți, dragii mei, vă tot spun, asta se întâmplă când ai un stat prost, slab și mai ales complice. Adică e ca și cum am fi așa într-o mare familie și unii mor pe capete, iar alții fac bani fix pe treaba asta. Dar, atenție, atenție, nu e problemă că fac bani, ci că atunci fac cei mai mulți bani. Ne putem gândi că orice dezastru este bucuria acestor mari companii, nu? Capitalismul dezastrelor, au scris unii frumos pe această temă. Uite ce fac alții. Grecia îi obligă pe medicii din privat să ajute spitalele publice copleșite de numărul mare de bolnavi COVID-19. E, ce să... Alte țări, domne, alte obiceiuri, alte... La noi, privații sunt eroi, da, așa, din născare. I-a proclamat Câțu eroi. Cred că asta cu antreprenorii eroi, și vă spune asta un antreprenor, este cea mai cretină declarație pe care am auzit-o vreodată. Veorica spunea prostii de-astea, râdeai, și gata. Dar Câțu e cu întuneric în el, mă, e de groază. Să vă mai arăt o știre. Mai puteți? Legea în baza căreia CNSA s-a decis că Muguri Sărescu a colaborat cu securitatea, neconstituțională, da. CCR a admis sesizarea lui Sărescu. Niște infractori și aia de la CNSA, e clar. Așadar, Isărescu scapă de decizia CNSAS de colaborator al securității sub numele de Manole. Dar nu pentru că n-ar fi turnat, ci pentru că au desființat ăștia o lege doar ca să-l scape. Drăguț, nu? Ce? Nu vă place România? Păi să-i spuneți acum de ziua ei, vine în curând. În aceste momente solemne mă gândesc la țărișoara mea. La România! Am tot vorbit aici la emisiune zilele astea despre Ministerul Familiei. Da, se înființează acum, e pe drum, ci că l-aduce Barza sau nu știu cum să procedează exact. E, și după ce am vorbit, e timpul să și ascultăm. Să-i ascultăm pe oamenii lui Răzvan Anghelescu, să vedem cu ce ar trebui să se ocupe Ministerul Familiei. E nevoie de așa ceva? Și este Gabriela Firea bună la ministerul ăsta? Vax populi. Ce ar trebui să facă Ministerul Familiei? Dacă tot avem un Minister al Familiei, cu ce ar trebui să ocupe, credeți? Păi de ce? De familiile mai necăjite, mai nevoiașe. De copii necăjiți. Că mai avem și noi pe aici, dar nu se interesează nimeni de ei. Ce-ar fi potrivit un astfel de minister care să se ocupe de... Dar să aibă și oameni calificați, interesați, nu să vină că e pe hârtie acolo, că el s-a dus nu știu unde și el nu s-a dus deloc. E capabilă să conducă Ministerul Familiei, doamna Firea? Probabil. Dacă intri în holul, trebuie să joci, nu? Că te pricep, că nu te pricep. Trebuie să joci. Dacă ai început o lucrare și ești capabil de a o... duce-o la sfârșit, te apuci de ea să faci lucrarea aia, o meserie, mă rog, așa și dumneai ei. Cu ce ar trebui să ocupe Ministerul Familiei? Păi Ministerul Familiei poate să ocupe cu toate familiile din România? Nu poate. Adică, ce înțelegem noi Ministerul Familiei? De unde să conduci? Familia lui, ei, să conduci de acolo, conduci din toate familiile din România? Eu nu înțeleg. Alienii de ministeri și paștele mamilor, cum a îndăpășit baba aia, s-a nervat baba. Cum vedeți Ministerul Familiei în România? Cu ce ar trebui să ocupe? E normal să avem așa... Ministerul Familiei ar trebui să se ocupe foarte bine cu familia. Are un bărbat rău, o bate, o gonește copiii, o duce la poliție, o respinge, vine înapoi, când moare atunci vine.
Deci să se țină mai bine de familie, să aibă grijă mai mult de femeie. Femeia e mamă, e soră, e bunică, orice vrei face. Dacă vine la familia noastră să vă dea un sfat, ascultați, nu ascultați pe doamna Firea? Păi da, domnule, o ascultăm, dar să ne dea de muncă. Asta e toată treaba. Asta ar trebui să nu mai frecăm menta pe cea. E capabilă doamna Firea? Trebuie, dacă e în guvern, trebuie să fie capabilă, nu? Cred că nu mă duc eu acolo. Cu ce ar trebui să ocupe? În general de familii dezorganizate. Având în vedere copii, având în vedere familii dezmembrate. Ce să facă Ministerul Familiei? Păi, ce să vă spun, eu nu știu pentru ce ministerul ăsta. Nimeni nu prea înțelege. Ce ar trebui, doamnă, să facă Ministerul Familiei? Să ne face și nou ceva, să alocațiile, pensiile, avem copii cu probleme și să ne oprește COVID-ul ăsta, vaccinurile ăștia, că nu vrem vaccinuri. E potrivit în România un minister al familiei? Avem nevoie de așa ceva? Avem nevoie de minister bun. Avem nevoie de un minister mai bun. Al familiei? Da, familie. A familiei, ca să ne conducă țara, să fim și noi mai buni. Ceva mai bun aici, nu să ne conduce orice cine. Să fim conduși de mai multe persoane, să fim de unul singur. Se descurcă acolo la Ministerul Familiei? Eu cred că se descurcă, dar n-are funcția care trebuie ca conducătorul țării, ca președintele. Ea are servicii, biroii, pentru ei mică. Dar ce ar trebui să facă acolo, la Ministerul Familiei? Să ajute oamenii că sunt acasă. Cu ce se ocupe? Cu ce se ocupe? Păi da, cu ce se ocupe? De exemplu, eu sunt Ministerul Familiei, am pe un cash bolnav. Eu ce pot să fac? Eu nu pot să plec mai departe decât prin zonă pe aici. Altceva, ce pot să fac? Nu pot să mă duc cu ziua. Nu pot. Acum avem în premieră Ministerul Familiei. Nu știu dacă bănuiesc că ați văzut, condus de... Da, fiecare își caută locul. Corect. Dar ce spuneți de Ministerul Familiei? Cu ce ar trebui să ocupe? Sau e normal să avem așa ceva? Cu Ministerul Familiei ar trebui să ocupe toți, nu numai Ministerul, ci tot guvernul. Tot guvernul. Cum au grijă de familiile lor și nu le ajung banii să trăiască, nici nouă ne ajung salariul minim. Salariul minim, mă refer, da. Muncitor calificat să fii plătit cu salariu minim, suntem exact sclavi în ziua de astăzi. Sclavi cu diploma. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Acest program